Salutare, cele mai tari comunități de pe YouTube! Che pasa? Ok, asta e replica fratelui meu, Bogdan, dar noi încă postăm pe canalul lui că ne face și el o promovare indirectă. Că n-avem, dacă n-avem trebuie să găsim soluții. Ok, după cum ați văzut și în episodul de mai devreme, am început un concept nou. E nou, nu? Cel mai nou de pe piață. Cel mai nou concept de pe piață. Piața națională și mondială ne-am asigurat. Ne pare rău că o să vă facem poftă cu episoadele noastre, dar asta e și ideea. Asta e și ideea și plus de asta poate vreți și voi să ne faceți poftă cândva, nu știu. Oricum, doar voi nu credeți că noi mergem să mâncăm pentru noi. Noi mergem să mâncăm pentru voi. Exact. Chit că ne e foame, tot pentru voi o facem. Ne îndreptăm spre restaurant, am zis data asta să fim și noi în ton cu vremea și să filmăm afară. Bine, de fapt și era frumos. De fapt, alaltă ieri. De fapt, am început pe vreme frumoasă, am terminat pe vreme nasoală. Ideea e că am rămas afară, că e vremea frumoasă. Și sper că ne auziți de... Se aude bine. Ok, ne îndreptăm spre restaurant. Nu vă dăm prea multe detalii pentru că o să vă dăm la sfârșit, după cum vă obișnim și după cum am stabilit. Promitem să vă răspundem la toate curiozitățile. Și pe lângă a vă răspunde la toate curiozitățile, pe noi ne interesează foarte mult să ne construim acest canal împreună cu voi și pentru voi și pentru noi. Să creștem o comunitate gurmandă, pofticioasă. Deci dacă vreți contul și parola, nu trebuie decât să ni le cereți. Și sunt ale voastre. Contul este al nostru, al tuturor. Nu-l călca! Ce ai, mă? Un șuroiu. Ok, furnicile ajută copacii, știm asta foarte bine. Și fără a mai pierde timpul, vă prezentăm primul fel. Mama, e top mix legume. Ia zi, bro, ce ți-ai luat acolo? Nu mai știu, ceva supă de năut cu... Eu parcă citisem un meniu, supa mort. Mi s-a părut o supă de, cum ar spune mama, zarzavaturi. Foarte multe mixturi. Combinație foarte sănătoasă, mi-a plăcut per total. Ia vezi ce zice aici. Fetelor, scrieți în comentarii. Lungă sau scurtă? Da, hai. Gustă din aia. Lasă vrăjeala, că lasă vrăjeala, că mor de foame. Nu mă lua pe intimidare și pe ea. Dă-i cu prima gură. Vezi că se clatina un pic masă. Ce contează? Ia o gură și din a mea. Să zic cum ia toate, de fapt. Bă, zic eu la final cum a fost, că nu mai pot, mor de foame. Seamănă cu ciorbă de zarzavatur, dar e... Trebuie să băgăm subtitrare, că nu se aude nimic. Bă, arată crimă, ca ciorba aia de burtă. Nu neapărat wow, în schimb a fost ceva nou. Gust asemănător, nu cred că am mai testat, experimentat. Și am experimentat foarte multe lucruri, credeți. Ia zi, bro, ce ai acolo? Ce n-ai gustat și ce n-am gustat nici eu în autobus. Este... Nu știu ce nu știu ce vreau să ai. Drobul acela de orez cu morcovi. A fost efectiv genial. De departe, dintre toate felurile de mâncare, dintre toate preparatele pe care le-am mâncat în zi, acesta a fost fără doar și poate cel mai bun și îmi vine greu să cred că aș putea să găsesc prea curând unul care să îl depășească. Și vă recomand. Bă, e incredibil, nu vreau să plec. Bine, noi putem să precizăm că noi mereu când venim ne e foame, că gen... Ideea e că eu sunt carnivor înrăit și nu mai știu carnea pentru ceva pro-vegan pur și mă gândesc că chiar aș putea să mă las de carne pentru așa ceva. Dacă toate au gustul ăsta, pot să mă las lejer. Să se lupte și de la tine. Dar din drobă ai luat sau ai luat și din drobă? Vreți să folosiști? Ai altul.
am gustat și eu din burger și, în fine, primul termen pe care pot să-l asociez cu gustul e inedit. A fost foarte bun, gustos, un burger rece, dar foarte bun. Corect. Gustă, gustă complet. Eu al mă cu mâna că e burger. Nu miroseam să văd. Te învăț să mănânci burger? Păi tu miroseai de zic de... O explozie de gusturi, în sensul că nu mi-am dat seama exact din ce am mușcat, dar erau foarte multe chestii așa cu condimente, cu gusturi accentuate, dar n-am mai mâncat așa întrebarea, ceva și nu cred că o să mai mănânc undeva. Întrebarea finală este, merită încercat, da sau nu? Da, recomand? Da, merită încercat. Se vede că e ca și cum ar fi făcut în casă de la A la Z și chiar așa cred că e făcut acolo de la A la Z, adică nu e nimic luat și decongelat sau cine știe. Da, să vorbească, dar nu exagera, adică fii sincer. Care e privirea pe care o aloci felului de mâncare, burgerului? Da, hai, uite-te în cameră, 3, 2, 1 și... Ok. Fiecare înțelege ce vrea. Hai, poftă, mă. Având în vedere că e iaurt, care nu e iaurt, că e rău vegan, cel bun. Hrănitor. Tu ce ți-ai luat, bro? Tiramisu. A, dar stai că e tiramisu rău vegan, adică n-are lapte, n-are nimic din ce se face adevăratul tiramisu. Și eram ok. Îmi zici părere. Hashtag părere. Numărul 2. Mă. De ce zâmbești, mă? Frate, gustați să vedeți cum e. Ce n-ai văzut, mă? E tare rău de tot. Era o pastă de cacao cu, sau cafea cu nuci, cu o gelatină. O să vă punem oricum ingredientele și vedeți voi mai bine, nu trebuie să stăm să le să încercăm să le enumerăm, să le ghicim. Vedeți voi exact despre ce este vorba. Cel mai deci restaurantul se numește Rodia, este cu specific rău vegan. Am zis dacă am început așa să continuăm ca să putem să vedem și noi mai multe tipuri și mai multe bucătării, de ce nu? E în zona Floreasca, strada Puțulu Zamfir. Am reținut că e amuzantă chestia asta cu Puțulu Zamfir. În ceea ce privește ambientul, spațiul este micuț și primitor, este tip bistro. Ce mi-a plăcut foarte mult este că odată ce intri în local, pe partea dreaptă este spațiu deschis, oarecum deschis cu bucătăria, în sensul că poți vedea tot ceea ce fac doamnele acolo în legătură cu preparatele. Tot. Al doilea aspect, personalul. Ne-a servit un băiat foarte de treabă. Nu am nimic de reproșat, s-a comportat foarte cum se cade și a fost atent la noi să avem tot ce trebuie. Și o chestie de precizat super mult, nu cred că ține de personal cât de restaurant în sine. Apele au fost din partea casei și la fel și un ceai de ghimbir, care e big up, adică noi oricum bem foarte multă apă și ne-a prins foarte bine chestia asta. Și nu doar atât, dar în momentul în care am terminat primul recipient de apă, ni s-a făcut refilul. Deci, refiluri infinite de apă, nu trebuie să-ți mai cumperi de băut. Eu o să vă mai vorbesc despre timpul de preparare și de servire și ideea este că nu s-a simțit. Adică, între preparate, pur și simplu ni se lua primul preparat și venea următorul. Atât de rapid a decurs tot. Efectiv. Extrem de pro. Cam atât a fost și pentru acest episod. Vă lăsăm cu exact aceleași rugăminte cu care v-am lăsat și data trecută și anume orice rugăminte, orice curiozitate, orice ați avea, scrieți-ne, nu ezitați. De comentarii. Eu sunt Damian. Iar eu sunt Subscribe. Adrian Subscribe. Gluma voastră preferată. Care nu insinuează nimic. Dacă v-a plăcut dați un like, dacă nu v-a plăcut dați un dislike, ca să știți noi că trebuie să schimbăm ceva sau că nu mai vreți să vedeți aceste fețe.
Vă mulțumim pentru vizualizare sau pentru vizionare și nu uitați, gusturile nu se discută. Așa că hai să vorbim despre asta.